Spuneați de reforma din 2003, acum din nou reformarea codului muncii se face ca o condiționalitate inclusă în acordul pe care România are cu finanțatorii. De ce credeți că întotdeauna în România reformele vin din afară, vin ca măsuri impuse de către Fondul Monetar, Banca Mondială, Comisia Europeană? Vedeți dumneavoastră, asta nici eu nu înțeleg. Sunt două lucruri pe care nu le înțeleg. De ce FMI-ul vine să ne solicite să modificăm codul muncii? Asta nu înțeleg. Este o problemă internă. FMI-ul are o problemă financiară, în sensul că scopul lui este să rezolve anumite probleme financiare. Atâta tot. Care sunt relațiile de muncă aici este absolut o problemă personală a mea ca stat. De altfel, la nivel european, sunt chestiuni care țin de legislația muncii care nu se discută. Nu sunt reglementate prin directive. Deci dacă la nivel european nu se discută problemele sociale decât pe câteva chestiuni punctuale, care nu sunt mai mult de 5 chestiuni, nu înțeleg de ce vine femeiul să-mi spună să modific relația de muncă de aici. Pe de altă parte, femeiul are o altă viziune asupra raportului de muncă decât tradiția pe care o avem aici. Nu vreau să fim ultra-tradiționaliști, însă nici nu vreau să rupem lucrurile în două, pentru că costurile sociale vor fi foarte mari. Asta este una din probleme. De ce femeiul vine? Și al doilea lucru pe care nu l-am înțeles, de ce aceste propunerile inițiale au venit din partea Consiliului Investitorilor Străini și a Camerei de Comerț Română-Americane. Nici aceasta nu am înțeles cum două ONG-uri reușesc să impună guvernului modificări radicale. Nici aceasta, în condițiile în care, din câte am înțeles eu, aceste două asociații grupează doar 300.000 de salariați. Ori în România sunt 4 milioane și jumătate de salariați, ceea ce înseamnă că este o minoritate. Nici eu n-am înțeles acest lucru. Din fericire, din câte am văzut, lucrurile au luat-o pe făgașul bun. În ultima formă a proiectului este o formă, din punctul meu de vedere, acceptabilă pentru toată lumea. Evident că partenerii de dialog social pot să mai adauge în plus sau în minus, evident că se pot aduce îmbunătățiri, însă actuala formă este acceptabilă. Însă, eu cred că, evident, pot fi aduse multe alte modificări la codul muncii. Însă aceste modificări nu poți să le faci într-o singură zi. Ca să faci modificări bune la orice lege, ai nevoie de două elemente, cred eu, fundamentale. Un element care se numește timp și un element subiectiv care se numește specialiști. Ca să faci o reformă bună, ai nevoie de cei mai buni specialiști și ai nevoie de suficient de mult timp ca să liber. Nu poți să faci nici cu cei mai buni specialiști o reformă foarte bună în două zile, cu siguranță, cu siguranță. Deci codul muncii poate să fie îmbunătățit pe foarte multe aspecte. Dacă mă întrebați pe mine care ar fi elementul fundamental pe care l-aș schimba, ar fi acela formalismului excesiv al deciziei de concediere. Deci eu o să vă rog să veniți cu câteva detalii. Știu că ați răspuns unor cititori de-ai noștri și chiar voiam să adresați cât mai concret. Da. Eu cred în principiul bunei credințe în relațiile de muncă. Eu cred că angajatorul și salariatul au până la un punct interese divergente, însă de la un punct toată lumea are același interes. Deci cred în raport bune credințe. Dar cred că forma actuală a codului muncii impune un formalism mult prea mare deciziei de concediere. Concret, dacă un salariat a făcut o abatere disciplinară foarte gravă și angajatorul nu urmărește toți pașii pe care îi prevede legislația muncii, sau, mai grav, omite să treacă articolul din regulamentul intern pe care l-a încălcat, judecătorul, pe bună dreptate, va anula decizia de concediere și va dispune reintegrarea salariatului. Am văzut cazuri în care oameni beți au venit la locul de muncă, salariați beți au venit la locul de muncă, s-au luat la bătaie cu alt salariat, sau mai bine zis, i-au bătut pe alt salariat. Angajatorul nu a făcut toată procedura prealabilă sau angajatorul nu a descris foarte clar fapta și s-a dispus anularea deciziei de concediere și reintegrarea. Știți care este efectul? Efectul este că toată lumea, toți salariații din acea întreprindere vor avea un sentiment de injustiție.
nu mai vorbim de frustrări pe care le are angajatorul. Și de insecuritate, la urmă urmei. Nu, de insecuritate nu, el din potrivă se va veni și va spune, păi dacă bă, la care l-a bătut pe Ionescu, l-a pus înapoi, păi eu dacă am fumat și eu pe culoar, de ce să mă dea afară? Eu dacă am întârziat și eu 10 minute, de ce să mă dea afară? Deci modelul pe care îl dă acest formalism este foarte periculos. Reintegrarea salariatului care a comis abateri foarte grave este periculos din punct de vedere al organizației. De asemenea, faptul că, spre exemplu, dacă nu ai făcut cercetarea disciplinară nu l-ai convocat la cercetarea disciplinară în termen de 5 zile după și doar în 4 zile, judecătorul îți va respinge pentru că procedura nu a fost îndeplinită. Ori eu cred că judecătorul, în virtutea rolului activ, ar putea și el să judeci acolo, să analizeze probele în ansamblu, să fie o nulitate de principiu, însă sub controlul judecătorului, nu o nulitate directă a deciziei. Pe exemplu, am întâlnit multe cazuri în țară, la tribunale în țară, în care nici nu mai analizează dacă omul a făcut sau nu a făcut abate disciplinară. Nu ai scris care este articolul, am anulat decizia. Nu ai detaliat foarte, foarte în amănunt care este fapta, am anulat decizia. Ori nu cred că este corect. Asta ține și de justiție, nu ține neapărat de procedurile. Codul muncii prevede acest lucru. Emiterea deciziei de concediere sau sancționare cu nerespectarea normelor atrage nulitatea absolută. Ori judecătorul este în acest moment ținut de acest text de lege. El n-are ce să facă. Deci eu nu i-aș da neapărat o nulitate absolută, adică l-aș lăsa puțin și la latitudinea judecătorului să analizeze și el, mai ales că sunt chestiune de formalism. Eu zic că ne ducem mereu cu formalismul în perioada formalismului roman. Ce era acolo? Te duceai în fața judecătorului și înainte de a spune care e problema ta, trebuia să pronunți o formulă sacră. Dacă un singur cuvânt din această formulă sacră erai greșit, tu pierdeai dreptul. E cam așa văd și eu. Dacă n-am făcut formula sacră în aceea foaia aceea care se numește decizie de concesă, n-am făcut toate acele elemente, mi se anulează decizia chiar dacă pe fond salariatul a făcut. Acesta este unul din elemente fundamentale pe care eu le-aș modifica. Există discuții în sensul ăsta? Nu. Din nefericire nu există discuții. Din câte am înțeles eu la Ministerul Muncii, au fost peste 1000 și ceva de propuneri de modificare. Deci, vedeți, volumul este foarte mare de modificare. Din nou, eu personal am făcut o culegere a toate propunerile care au fost propuneri care au fost făcute de profesori universitari, care au fost scrise în cărți sau în reviste și am spus, domnule, haideți să vedem ce spun pe specialiștii în cei 10 ani de zile, să vedem care au fost modificările esențiale și le-am trimis la Ministerul Muncii. Dacă au ținut cont sau nu, se va vedea. Exact, se va vedea. Vă dați seama, sunt totuși 1000 și ceva. Acum, dacă îl întrebe fiecare avocat sau fiecare casă de avocaturi sau fiecare angajator, el cu siguranță va dori să schimbe altceva. Însă, revenind la actuala formă, este, în opinia mea, o formă acceptabilă cu modificări tehnice care nu schimbă fundamental ceea ce avem noi în acest moment. Și o ultimă întrebare. Foarte mulți militari ne sună sau ne trimit e-mail-uri și ne întreabă unde pot să-și depună acțiunile în justiție pentru a-și recupera pensiile, la judecătorie, la tribunal. Spuneți-ne dumneavoastră. Este o mare problemă. În momentul în care guvernul a făcut această lege sub presiunea timpului, evident, aici nu vreau să critic guvernul, nu mă interesează, n-a ținut cont de destul de multe aspecte, iar faptul că n-a ținut cont de aceste aspecte s-a văzut în ultima perioadă, peste tot militarii apar în presă și eu. Acum, dincolo de problema morală, dacă au sau nu au drept să ia aceste pensii, dincolo de problema juridică, dacă guvernul are sau nu are drept să le diminueze pensie, mai este o altă problemă, și anume cea a competenței. Militarii vor introduce două seturi de acțiuni. De ce? Pentru că în decizia lor de recalculare scrie în felul următor: cu drept de contestare direct la instanță, conform legii 19, sau, atenție, printr-o procedură prealabilă, conform hotărârii de guvern 736. Deci, în acest moment, însuși emitentul actului, Ministerul Administrației și Internelor, nu știe exact
care este competența. Și atunci militarii vor introduce două acțiuni. Acum, unde le vor introduce? Că aceasta a fost întrebarea dumneavoastră. Din nefericire, din coroborarea textelor, aceste acțiuni sunt de competența Tribunalului București. Ori, dacă noi... Toate? Exact. Ceea ce înseamnă, din informațiile mele, 11.000 de acțiuni vor fi introduse la Tribunalul București. Am introdus săptămâna aceasta alte 6.000 de acțiuni și se vor mai fi introduse încă 11.000. Deci, în total, cred că vor fi, per total, 36.000 de acțiuni. În condițiile în care Tribunalul București, secția 8 a conflicte de muncă și asigurări sociale, a soluționat anul trecut, deci pe parcursul a 365 de zile, 12.000 de acțiuni, dacă vor fi depuse într-un interval de 2 luni, aceste 26-28.000 de acțiuni, tribunalul va sucomba. Judecătorii sunt aceiași, judecătorii sunt la fel de bine pregătiți, judecătorii sunt dispuși să facă acest efort din ce am înțeles eu, însă, din punct de vedere uman, nimeni nu poate... Și volumul de muncă e evident, absolut, că nu... Și aici nu luăm în calcul asistenții magistrați, nu luăm în calcul grefierii, nu luăm în calcul miliardele de lei care vor fi cheltuite pe citații, nu luăm în calcul inclusiv schimburile între instituții. Eu cred că Și ce soluție se poate găsi la... E clar, instanța va fi paralizată. Deci în acest moment, eventual o modificare a legii 263 pe 2010, care este neclară cu privire la faptul că hotărârile Comisiei de Contestare de la Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și SRI se contestă în raza teritorială de unde asiguratul și are domiciliu. Deci soluția ar fi un act normativ care să precizeze foarte clar că este de competență tribunalul din raza teritorială în care și are reședința sau domiciliu asigurat. În acest moment, din interpretare, rezultă foarte clar că este competent tribunalul din raza teritorială a părâtului. Și cum părâtul este casa de pensie a Ministerului Apărării Naționale, care are sediu în București, va rezulta... Aparține de... Absolut. Va fi București. Va fi o întreagă... Nebunie. Exact.